este sărbătoare mare pentru creștini. Îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai mari și iubiți sfinți, cunoscut drept făcătorul de minuni și ocrotitorul celor sărmani, iar lăcașurile de cult din toată țara au fost luate cu asalt de credincioși. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Datorită minunilor pe care le-a făcut, Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Obiceiul de a face daruri de ziua sa se datorează faptelor de milostenie ale Sfântului Nicolae. Pentru aceasta l-a învrednicit Mântuitorul Hristos cu darul facerii de minuni și al vindecării suferințelor omenești. După trecerea la cele veșnice, Sfântul Ierarh Nicolae a fost îngropat în Biserica Episcopală. Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, care s-au arătat izvorătoare de mir și au săvârșit multe minuni, se află astăzi la Bari, în sudul Italiei. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae se află însă în România, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, ultima ctitorire a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. La sate, ziua de 6 decembrie este considerată data începerii iernii și se spune că în această zi va ninge, căci Moș Nicolae își scutură barba lungă și albă. Tradițiile populare mai spun că de Sfântul Nicolae e bine să se pună în apă crenguțe de pomi fructiferi, pentru ca acestea să înflorească și să fie iertate greșelile. Sfântul Nicolae este sărbat atât de Biserica Ortodoxă, cât și de cea romano-catolică pe 6 decembrie. Pe lângă încărcătura religioasă, pe 6 decembrie, peste 800.000 de români își serbează onomastica.